În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului. Frați creștini, trăiau în Ierusalim doi soți bătrâni și mai ales în Hebron, unde era casa lor. Bărbatul era arhiereu și preot al legii vechi din neamul lui Avia și se numea Zaharia. Iar soția lui era din fiicele neamului lui Aaron și se numea Elisabeta. Deși erau oameni drepți și temători de Dumnezeu, curați și milostivi, aveau o mare întristare că nu aveau copii. Dar la bătrânețe, că-și trecuse de 80 de ani, Zaharia, când a intrat în altarul bisericii, căci era de rând ca să aducă jertfă lui Dumnezeu, a primit înștiințare de la arhanghelul Gavril, spunându-i că va avea pe marele proroc Ioan, și că rugăciunea lui a fost ascultată, iar femeia lui Elisabeta va naște un fiu și îi va pune numele Ioan. Mare bucurie a fost pe acești bătrâni și iată că la vremea potrivită Elisabeta a născut pe Sfântul Ioan Botezător. Sfântul Ioan Botezătorul era mai mare cu 6 luni ca Domnul Iisus Hristos, după trup, după nașterea trupească. Iar când a dat poruncă blestematul de Irod să omoare pruncii, de la 2 ani și mai în jos, cu gândul ca să omoare și pe Domnul Hristos, se afla și Ioan în primejdea de a fi tăiat de ostașii lui Irod. Și când ostașii măcelăreau pruncii în Betleem și din împrejurimi, s-au auzit glasurile pruncilor și ale mamelor de acolo, că nu-i departe Betleemul de Hebron. Și atunci Elisabeta, mama lui, când a auzit glasul pruncilor și al mamelor țipând, a luat pe pruncul Ioan și a fugit cu el în pustie. Și fiindcă ostașii lui Irod o urmăreau ca să o prindă, când au văzut că sunt aproape să pună mâna pe ea, a spus unui munte de piatră, munte de piatră, desfă-te să intre maica cu pruncul, că mă prind acești vrăjmași ai lui Dumnezeu. Și s-a desfăcut muntele și a intrat Sfânta Elisabeta cu pruncul. În peștera muntelui acolo i-a făcut Dumnezeu acolo un loc, că s-a deschid muntele cu gură mare și s-a închis iarăși. Și în lăuntru a rămas acolo în peșteră și Dumnezeu le-a dat un izvor de apă și un finic care rodea și se pleca până la pământ ca să hrănească pe Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, și ea să hrănească pruncul. Văzând Irod că n-a pus mâna pe pruncul acela minunat, pe Ioan Botezătorul ca să-l omoare, a trimis ostași la Zaharia, tatăl lui Ioan, în templu din Ierusalim, și i-a spus, dă-ne nouă aici pe fiul tău. Iar acesta a zis, nu știu unde este acum, că eu slujesc rânduiala stăpânului meu Dumnezeu celui viu, iar de soția mea și de fiul meu nu știu unde sunt. Și i-au zis ei a doua oară, dacă nu-l dai, avem poruncă să te ucidem. După ce l-au somat și a doua oară, el a zis, să știți un singur lucru, voi veți ucide trupul meu, dar Dumnezeu va lua sufletul meu din biserică și îl va duce la el. Și atunci soldații lui Irod s-au repezit asupra lui Zaharia prorocul, i-a tăiat capul între biserică și altar.
și sângele dumnezeiescului proroc Zaharia a curs între biserică și altar și s-a închegat sângele în marmură, ca piatra s-a făcut, aceasta ca o mărturie împotriva lui Irod și a ucigașilor pe care i-a trimis ca să-l ucidă. Căci nu s-a putut șterge sângele acela de acolo. Și au venit ucenicii lui și au luat trupul lui Zaharia și l-au dus în Hebron și l-au îngropat acolo. Iar sângele lui a rămas vreme îndelungată, închegat ca o piatră în piatră. Și niciun fel de uneltă nu-l putea rade sau șterge de acolo, într-o mărturie a urgiei care îi aștepta pe cei ce l-au omorât și pe Irod. Deci dumnezeiescul înainte mergător, după ce tatăl său a fost tăiat între biserică și altar, a rămas în peștera aceea, iar mama lui Ioan a mai trăit cu dânsul un an de zile acolo și apoi a murit și a fost îngropat acolo. Iar Sfântul Ioan Botezătorul a rămas în peșteră și a fost hrănit de Îngerul Domnului până în ziua arătării sale în fața poporului, iar când a trebuit să propovăduiască înaintea Mântuitorului botezul pocăinței, a auzit cu urechile lui glasul Tatălui Ceresc: ieși de aici, din pustie, și du-te în părțile Iordanului. Și începe a propovădui acolo botezul pocăinții și gătește calea înaintea fiului meu. Deci dumnezeiescul Ioan, înainte mergătorul, a crescut în pustie timp de mai bine de 20 de ani, fiind hrănit de Îngerul Domnului. Și arată Sfânta Evanghelie că era foarte aspră viața lui, spunând că mânca acride și miere sălbatică. Acridele sunt niște vlăstări crude, niște muguri de copaci care cresc în părțile acelea ale Iordanului. Iar mierea este aceea pe care o fac viespii sălbatici, fiind foarte amar. Cu acestea se hrănea dumnezeiescul înainte mergător, iar îmbrăcămintea lui era din păr de cămilă și o cingătoare cu curea și propovăduia zicând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Ați auzit ce spune Mântuitorul în Evanghelie: așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Cine a fost o lumină mai mare ca Ioan Botezătorul dintre proroci? Sau cine a fost Ioan Botezătorul? Dacă vrem să știm mai bine, să întrebăm pe Domnul Hristos, că iată ce spune: ce ați ieșit să priviți în pustie? Oare trestia acea legănată de vânt? Sau să vedeți om îmbrăcat în haine moi? Iată cei ce petrec în haine scumpe și în desfătare sunt în casele regilor. Dar ce ați ieșit să vedeți, oare proroc? Da, zic vouă, și mai mult decât proroc. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu: zic vouă, între cei născuți din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan. Deci toți prorocii sunt mari, dar nici unul ca Ioan. Aceasta e mărturia Domnului însuși, cum spune troparul Sfântului: pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului. Ioan n-a fost mărturisit de un proroc, n-a fost mărturisit de un drept sau de un sfânt, ci de însuși cuvântul lui Dumnezeu. El a spus că e mai mare decât toți prorocii. Cine era Ioan Botezătorul, deci? Era prietenul mirelui Hristos sau gura cuvântului. Era înainte mergătorul lui,
era vârful tuturor prorocilor. Cine era Ioan Botezătorul? Era acela despre care a spus Duhul Sfânt prin prorocul Maleahi. Iată, trimit înaintea feții tale pe îngerul meu care va găti calea mea înaintea ta. Înger, vârful prorocilor, mucenic, înainte mergător și botezătorul lui Hristos. El a fost toate acestea. Iată de ce pe icoană pictorii îl zugrăvesc cu aripi. Dar cu ce atrăgea botezătorul Ioan poporul în pustie? Devenea atâta popor că doar nu învățase nimic, nu învățase nici carte. Nu mai vorbim de vreo facultate sau teologie. Cu ce atrăgea? Iată Sfântul Evanghelist Marcu ce zice. Și veneau la el tot ținutul, iudeii și cei din Ierusalim, și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Fraților creștini, nimic nu e mai scump pe lume și mai de laudă decât fapta cea bună. Ceea ce atrăgea miile de oameni și mulțimile în pustie era lumina vieții lui Ioan. Viața lui îngerească și mai presus de trup. Adesea atrăgea pe toți să-l vadă și să-l audă și cuvintele lui să le asculte. Au venit să-l vadă și Irod și tot Ierusalimul. Au venit cei grași ca să-l vadă pe cel uscat de post. Veneau cei îmbrăcați în haine moi și noi, din fir și mătase, să vadă pe cel îmbrăcat în haină săracă. Veneau cei încinși cu brâie de aur, ca să-l vadă pe cel cu încingătoare de curea. Veneau cei deprinși să doarmă pe paturi de mătase și bătute în pietre nestimate și dormeau pe prundurile Iordanului zile și nopți, uitând că sunt boieri din cetate. Veneau să vadă un om minunat. Ca o spaimă cuprinsese toată lumea, auzind de viața lui îngerească a lui Ioan Botezătorul. Virtutea lui Ioan, sfințenia lui, glasul lui și vorbele lui erau acelea care atrăgeau pe toți ca să-l vadă și să-l ascunde. Dar nu-i cruța atunci când era cazul. El nu-i cruța și nu-i amăgulit cu ceva pe cineva. El le spunea câteodată la unii, pui de vipere, cine v-a spus să fugiți de mânia lui Dumnezeu, ce va să fie? Faceți deci roade vrednice de pocăință și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, părinte avem pe Avram, că-ți vă spun că Dumnezeu poate din pietrele acestea să ridice fiii lui Avram. Acum securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Îi mustra, îi făcea pui de năpârci și fii ghienii, îi mustra și le arăta răutățile, păcatele, dar poporul nu-l ura pentru că le spunea adevărul. Le spunea ceea ce era prea sfânt și curat și bun pentru mântuirea lor. Numai viclenii îl urau, farisei, cărturarii cei care nu urmăreau mântuirea sufletului. Deci iată ce atrăgea în pustie atâta popor. Viața cea sfântă și prea curată și vrednică a lui Ioan. Așa știe Dumnezeu să slăvească pe cei ce-l slăvesc pe dânsul. Că zice, cei ce mă slăvesc, îi voi slăvi și eu pe ei. Deci Sfântul Ioan Botezătorul
prin petrecerea sa îngerească și prin propovăduirea sa cea aspră și curată, proslăvea pe Dumnezeu cuvântul și a fost înainte mergătorului. Și a adus mii de oameni la botezul cel cu Duhul Sfânt și cu foc la Mântuitorul. Acestea fiind zise, puține și prea puține pentru praznicul de astăzi, să întoarcem însă acum cuvântul nostru în altă parte. Frații mei, Irod a pândit pe Hristos ca să-l omoare și pe Ioan Botezătorul, dar dacă n-ar fi fost apărați de Dumnezeu, desigur că și-ar fi adus planul său cel blestemat la îndeplinire, și dacă ar fi omorât Irod un prunc, cum a fost Ioan Botezătorul, câtă lumină ar fi stins el în lume, câtă răutate ar fi pricinuit el la atâtea popoare ce trebuiau să audă cuvântul lui Dumnezeu prin el. Ce lucrare dumnezeiască a făcut Ioan, mergând înaintea cuvântului, ca un sfeșnic al legii darului. Toate ar fi fost stinse dacă Dumnezeu n-ar fi apărat pe Sfânta Elisabeta cu pruncul în muntele acela. Deci gândiți-vă că un prunc ca acesta ce a fost ales de Dumnezeu trebuia să îndeplinească misiunea ce va rămâne până la sfârșitul lumii. El s-a născut din părinți drept, sfinți, fără prihană și temători de Dumnezeu, păzind toate poruncile lui. Odrasla cea bună și sfântă a răsărit tot din rădăcină sfântă. El a răsărit din proroc, iar înainte de a proroci, a fost un mare proroc și mucenic tatălui. Deci, vedeți din cine a răsărit Ioan. Dar vai de aceia care nu dau exemplul bun copiilor lor. Vai de părinții aceia, că zice Sfântul Apostol Pavel, nunta este rădăcina firii omenești și de va fi nunta sfântă, sfinte vor fi și ramurile. Legarea soților între ei în credință și dragoste trebuie făcută în fața lui Dumnezeu, în biserică, prin cununia religioasă. Mare păcat este păcatul uciderii de prunci, căci lipsesc acești copii de amândouă viețile și de cea vremelnică și de cea veșnică. Dar tot așa de mare și de greu este păcatul părinților, care deși îi nasc pe copii, chiar îi botează de mici, dar nu le poartă de grijă mai departe ca să îi învețe sfânta și dreapta credință. Îi lasă să meargă în voia inimii lor și nu-i ferez de păcate, ba chiar unii părinți se bucură de păcatele lor și îi împing singuri la niște păcate grozave. În multe cazuri însuși părinții se fac pricină de zminteală copiilor în diferite chipuri. Copiii aceștia cresc ca niște buruieni la umbra casei lor. Și tocmai târziu ajung nenorociți și în lumea aceasta, căci unii înfundă pușcăriile, alții spitalele de nebuni, alții trăiesc într-o stare dezastroasă. Dar ceea ce este și mai grav este că acești copii, din cauza neștiinței, necunoștinței religiei celei adevărate, ortodoxe, își vor pierde și sufletul, căci prin păcatele acestea, prin neștiința și întunericul acesta vor ajunge în iad. De aceea mulți copii, mult tineret, ajung în rătăcire, în ghearele sectanților, se fac adventiști, baptiști, tot felul de secte, și nu iubesc biserica pentru că nu cunosc credința, religia noastră adevărată, religia ortodoxă. De aceea să ia aminte toți părinții
ci să asculte glasul lui Dumnezeu Tatăl, care ne îndeamnă pe toți cu mic, cu mare, să ascultăm de Fiul Său Iisus Hristos și să învățăm cu toții sfânta și dreapta credință, cum ne învață și Sfântul Ioan Botezător, și să ne pocăim de păcatele făcute, să ne oprim de a nu mai face și să trăim cu toții după voia lui Dumnezeu, căci așa vom fi fericiți și pe lumea aceasta și în cea viitoare, trăind în învățătura și ascultarea de Dumnezeu și de biserica Lui. Sfinte și mare prorocule, Ioane Botezătorule, și la ce ne înveți și ne îndemn la pocăință, întinde mâinile tale cele sfinte spre rugăciune și roagă-L pe Cel ce L-ai botezat în râul Iordanului să ne dăruiască și nouă statornicie și putere ca să biruim toate cursele vicleanului și să ne mântuim și noi cu rugăciunile tale. Amin.